Scrisoarea 6. Această scrisoare este o continuare a subiectelor din scrisoarea 5, unde Hristos începe să explice adevăratele procese ale creației. El abordează ceea ce știința și doctrinele religioase au crezut, le respinge și definește adevărul de a fi. El atinge adevărul cu privire la egoul uman, mijlocul individualității pământești și, prin urmare, necesar, dar și sursa tuturor suferințelor. Cel mai înalt scop spiritual al tău. Aceste scrisori prezintă cunoștințe pe care oamenii din timpurile voastre au dorit să le cunoască, dar nu le-au primit, deoarece cunoștințele lor științifice lumești nu erau suficiente pentru a le permite să le înțeleagă. La fel s-a întâmplat și atunci când am fost în Palestina, în persoana lui Isus. Am explicat în repetate rânduri adevărul existenței universale în diferite moduri, dar nimeni nu a înțeles. După cum majoritatea dintre voi trebuie să vă dați seama, nu am venit la voi în acest moment pentru a vă aduce o nouă religie, un cod moral mai bun sau un nou Dumnezeu căruia să vă închinați. Și nici, la fel ca metafizicienii voștri, nu vă predic gândirea pozitivă. Gândirea pozitivă, concepută de voi, concepută de oameni care vă magnetizează nevoile și dorințele umane și mijloacele de a vă îndeplini ambițiile, nu face decât să vă întărească ego-ul. Toate lucrurile binecuvântate și generoase se vor manifesta în voi și în viața voastră în momentul în care veți realiza că întregul univers este conștiința universală transcendentă, făcută vizibilă atunci când aceasta capătă o formă materială prin activitatea ego-ului. Adevăratul tău scop în călătoria ta spirituală este să te eliberezi de sclavia ego-ului și să iei un contact tot mai pur cu conștiința divină. Este destinul tău final să recunoști omniprezența lui atât în interiorul tău, cât și în toate activitățile tale zilnice. Cel mai înalt țel spiritual al tău este să ajungi la acel moment de înălțare spirituală în care îți dai seama în sfârșit că mintea ta umană și dorințele sale sunt doar finite și, prin urmare, nu îți poți aduce niciodată fericirea și împlinirea pe care le vei experimenta doar atunci când vei renunța la a fi condus de ego și vei veni la conștiința divină, cerând numai calea superioară, viața mai abundentă, și adevăratul scop spiritual pe care doar tu îl poți realiza în starea ta pământească. Cu toate acestea, pentru a vă ajuta să atingeți acest punct înalt de realizare, sunt pe cale să mă extind asupra originii și funcției ego-ului. Contemplând lumea voastră, văd o dimensiune controlată în prezent de forța ego-ului. Orice lucru rău din societatea decadentă actuală, din orașele voastre vaste și fără suflet, provine din forța ego-ului. Aceasta este sursa oricărei activități rele, mincinoase și pervertite care funcționează în prezent pe planeta voastră. Ea controlează mass media, televiziunile voastre, familiile voastre, națiunile. Ea este producătoare de războaie pe tot globul vostru. Creează o miasmă infectă de energii de joasă conștiință, perceptibile de entitățile spirituale superioare, dar prea oribile pentru a fi contemplate. Dacă conștiința voastră actuală este pătrunsă de iubirea de posesiuni și de incapacitatea de a împărți cu ceilalți, de conceperea de căi și mijloace pentru a vă îmbogăți pe seama altora, de furturi, de incapacitatea de a vă îndeplini munca în mod conștiincios sau de a da un bun raport calitate-preț, de răcnete, de mârlănii, de a vă complace în critică, sarcasm, judecăți, respingere, denigrare, dușmănie, intoleranță, ură, gelozie, agresivitate, impulsuri violente, hoție, minciuni, afaceri duble și viclene, calomnii,
Sunteți conduși de ego. Ego-ul tău deține controlul și îți va fi greu să treci prin miasma conștiinței ego-ului pentru a putea vedea realitatea. Din acest motiv, am venit prin intermediul acestor scrisori pentru a vă ajuta să înțelegeți exact ceea ce vă blochează în condițiile actuale, a căror oroare era de neimaginat pentru mintea umană acum un secol. Ego-ul. Acum sunt pe cale să vă explic mai pe larg ego-ul. În momentul concepției voastre, în timpul actului sexual, în timp ce conștiința tatălui vostru se ridica, prin intermediul coloanei vertebrale tot mai sus, până în vârful capului, iar tensiunea creștea spre punctul culminant, conștiința tatălui vostru a atins pentru scurt timp conștiința divină, creând un punct de aprindere, o mică explozie, pe care a trăit-o ca orgasm, iar apoi o infuzie de conștiință divină a fost impregnată în sperma sa pentru a da viață ovulului mamei. Momentul unirii cu femeia și explozia de tensiune în bărbat în momentul orgasmului reeditează momentul Big Bang-ului când unitatea tată-mamă-conștiință a explodat în energii separate și primele particule electrice și materie aleatoare au luat formă. Conștiința tatălui a furnizat energia activității și a momentumului, iar conștiința mamei a furnizat conexiunea pentru a da formă și substanță particulelor electrice. Acestea sunt impulsurile primare care dau viață și formă bărbatului și femeii. Vreau să înțelegeți că creația nu este o creație a materiei îmbibată cu conștiință. Creația este forma vizibilă a impulsurilor primare trasate și legate în forme și entități individuale, toate exprimând diferite fațete și combinații ale impulsurilor primare într-o multitudine de moduri. Prin urmare, impulsurile primare sunt realitatea despre care ochii, urechile, mirosul, tactul vă spun că sunt materie solidă, dar care sunt de fapt impulsuri de conștiință individualizate pentru a fi experimentate, înțelese intelectual și apreciate emoțional. În momentul concepției, când sămânța se unește cu ovulul și are loc o împerechiere, cromozomii de conștiință masculini se leagă cu cromozomii de conștiință feminini. Aceasta este o uniune fizică între conștiința sămânței tatălui vostru și conștiința ovulului mamei, alimentată de divinitate. Astfel, cromozomii conștiinței masculine și feminine poartă amprenta ADN-ului genetic de la ambii părinți. Momentul uniunii fizice a sămânței și ovulului se desfășoară pe două niveluri de creativitate. Infuzia de conștiință divină a devenit sufletul tău întruchipat în uniunea conștiinței umane a sămânței și a ovulului. A fost creată fizicalitatea, alimentată de conștiința tată-mamă-viață, care a controlat activitatea și legarea celulelor conștiente, producând creșterea și dezvoltarea treptată a corpului vostru fizic, care este de fapt conștiința făcută vizibilă la fiecare nivel al ființei voastre și nimic altceva. Sufletul tău a rămas ca o flacără, metaforic vorbind, inviolabilă a tatălui mamă conștiință de viață, adânc rădăcinată în cadrul impulsurilor fizice de activitate, atracție și respingere. Acestea au devenit individualitatea și personalitatea ta pământească. Incorporate în impulsurile de viață transcendente ale conștiinței divine tată-mamă, aceste impulsuri de conștiință au preluat acum procesul de creare a conștiinței tale fizice și au devenit forța motrice din spatele personalității tale. Împreună, atracție și respingere au lucrat pentru a construi celulă conștientă cu celulă conștientă, în conformitate cu specificațiile conștiinței conținute în moleculele de ADN ale conștiinței. Atât personalitatea cât și corpul sunt produsul acestor impulsuri umane de activitate, atracție și respingere. În timp ce conștiința universală rămâne pentru totdeauna în echilibru în spațiu și, prin urmare, nedetectabilă,
în același spațiu, în frecvențele de vibrație, impulsurile primare de activitate, atracție și respingere, lucrează împreună în dimensiunea vizibilă, apărând simțurilor voastre sub forma electromagnetismului. Atât conștiința universală cât și sufletul tău rămân netulburate în liniștea și calmul echilibrului din spațiu. Creativitatea conștiinței pământești are loc în cadrul spațiului și timpului frecvențelor variabile de vibrație ale conștiinței materializate. Prin urmare, voi luați o formă vie și continuați să existați în cadrul a două dimensiuni. O dimensiune este nevăzută, conștiința divină, iar cealaltă dimensiune vizibilă este tot ceea ce ființa umană vie poate simți sau înțelege până când dezvoltarea spirituală ridică frecvențele de vibrație ale conștiinței sale umane în planul spiritual și o licărire de înțelegere pătrunde în conștiința sa terestră. Pe măsură ce acest proces de iluminare treptată avansează, conștiința umană înălțată lucrează apoi în mod conștient atât în dimensiunea nevăzută, cât și în cea vizibilă. Cu cât sunt mai înalte frecvențele de vibrație ale conștiinței individualizate, cu atât mai înalte și mai perfecte sunt formele create în minte. Cu cât sunt mai joase frecvențele de vibrație, cu atât mai departe de perfecțiunea universală a iubirii sunt formele create în mintea individualizată, posedată în întregime de unitatea ego-ului. Ego-ul preia controlul asupra fătului în curs de dezvoltare din momentul unirii dintre sămânță și ovul. Noua ființă mică a devenit un eu, simțind imediat satisfacție și insatisfacție în uter, în funcție de sentimentul său de confort sau disconfort și de ceea ce se întâmpla cu mama. Când te-ai născut, instinctele tale de supraviețuire, imprimate de cunoașterea profundă și primordială a ființei create, încorporată în fiecare celulă vie a corpului tău, te-au determinat să respiri și să conștientizezi un gol emoțional și o privare la despărțirea ta de confortul uterului care te înconjura, care a fost apoi resimțită ca un gol fizic și o nevoie de hrană fizică. Astfel s-a născut strigătul ego-ului tău. Atunci când plângeai, mama îți oferea hrană, care era profund satisfăcătoare atât fizic cât și emoțional. Când nevoile tale au fost pe deplin satisfăcute, ai putut aluneca înapoi într-o stare de echilibru, în somn. Când v-ați trezit din starea de echilibru, ați simțit un sentiment de nesiguranță, echilibrul fiind acum împărțit în conștiința mentală și emoțională. V-ați amintit că mama și laptele au creat o satisfacere a nevoii și astfel, din nou, ați plâns. Nevoile tale au fost satisfăcute. La fel s-a dezvoltat și impulsul ego-ului tău. Uneori plângeați și se stabilea omenește că nu era încă ora de hrănire și ați fost lăsat să plângeți o vreme. Acest lucru v-a făcut să conștientizați faptul că nevoile nu sunt întotdeauna satisfăcute imediat și că va trebui să vă adaptați. Fie alegeați furia și plângeați mai viguros, sau intrați în acceptare. Alegerea reacției tale a depins de caracteristicile ego-ului imprimate în conștiința ta la naștere. Niciuna dintre formele de ego nu trebuie condamnată sau judecată. Ele erau rezultatul natural al factorului creator al ego-ului, care asigură individualitatea. Așa cum am explicat în scrisoarea 5, ego-ul este gardianul individualității. Dacă nu ați avea acest impuls înăscut de a plânge pentru ceea ce doriți să vă facă fericiți sau de a respinge ceea ce vă întristează, v-ați afla într-un spațiu al neantului. Dacă nu ai fugi atunci când te confrunți cu un pericol sau dacă nu ai cere ajutor atunci când ești în pericol, ai putea muri. Dacă nu ai fi plâns, cerut mâncare atunci când te-ai născut, ai fi putut muri de foame. Dacă nu ați fi primit laptele mamei și nu ați fi mângâiat-o cu căldură, s-ar putea să nu fi dezvoltat niciodată o legătură strânsă de afecțiune cu ea. Fără acțiunea ego-ului, nu ar exista creație, individualitate, satisfacerea nevoilor, protecție, căldură
și dragoste umană. Fără impulsul eu-ului, nu ar exista nici autoapărare, nici autoprotecție, nici supraviețuire. Cu toate acestea, impulsul ego-ului, în primul rând, eul individual, este imprimat doar cu nevoia de satisfacere de sine și de supraviețuire. În copilărie, eul ego-ului este guvernat de simpatii și antipatii, de dorință și de respingere a ceea ce nu este dorit și de obiceiuri formate prin repetarea constantă a sentimentelor. Se formează obiceiuri proaste sub forma unor reacții inacceptabile ale ego-ului la experiențele personale și la mediul înconjurător, iar acestea sunt, la rândul lor, imprimate în inconștient sau în subconștient și rămân ascunse. Cu toate acestea, ele izbucnesc în modele de comportament repetat atunci când memoria circumstanțelor și modurilor de comportament anterioare le aduce în mod inconștient în minte. Acum, mintea subconștientă și mintea conștientă încep să lucreze împreună pentru a dezvolta personalitatea. O mare parte din comportament devine un comportament condiționat și foarte greu de eliminat. Atunci când persoana este programată în mod inconștient cu obiceiuri puternice de gândire și comportament egocentrice și egoiste și întâmpină dificultăți în a trăi în armonie cu ceilalți, acea persoană se adresează unui psiholog pentru a primi ajutor în dezlegarea complexității problemelor mentale și emoționale. Până când adevărul meu de existență nu va fi pe deplin înțeles și principiile dătătoare de viață nu vor deveni liniile directoare consecvente ale obiceiurilor de gândire și ale răspunsurilor la experiențele vieții, durerea și suferința care decurg din îngăduința ignorantă a impulsurilor ego-ului vor persista. Biserica descrie această dificultate umană ca fiind o ispită a Satanei. Nu este vorba de așa ceva, este un proces natural provocat de reacțiile necontrolate la viață, alimentate de impulsul ego-ului, al cărui unic scop este de a aduce individului fericire și mulțumire, împlinirea nevoilor sau intimitate, independență, securitate, pace, toate îndreptate spre supraviețuire. Trebuie să înțelegem că nu există nimic rău în ceea ce privește impulsul ego-ului. Este instrumentul necesar al creației. Nici acest lucru nu trebuie judecat sau criticat, deoarece persoana posedată de impulsul ego-ului nu cunoaște un alt mod de a gândi sau de a acționa în cadrul dimensiunii pământești. Copilul nu știe nimic despre autocontrol, în afară de ceea ce este predat de părinți și de profesorii de la școală. Prin urmare, greșelile pe care le face în a răspunde la viață și la suișurile și coborâșurile acesteia nu pot fi acceptate decât cu bunăvoință de către părinți și profesori, deoarece copilul nu înțelege ce îl conduce. Dacă copilul vrea ceva, el vrea ceva imediat și se întreabă de ce nu ar trebui să aibă acel ceva. Nu există nimic mai mult în mintea lui decât atât. Vede ceva care îi place și îl vrea. Este o cruzime să-i spui unui copil în mod grosolan: nu, nu poți avea acel lucru. Întregul său sistem este insultat și agresat. Încă din fragedă copilărie, procesul de instruire trebuie inițiat prin logică și reasigurare, afirmându-i dreptul de a se simți în siguranță în mediul său. Sentimentul său de siguranță trebuie dezvoltat prin explicarea modului corect de a-și exprima dorințele. Iubirea, nu iritarea sau furia, trebuie să aleagă cuvintele care îi spun copilului de ce nu poate avea ceea ce își dorește. Copilul va auzi mesajul atunci când este dat cu dragoste. Atunci când este transmis cu mânie, acesta îi trezește cele mai profunde impulsuri ale ego-ului său și începe să ia forma resentimentelor, evidente sau ascunse, sau a unui sentiment de frustrare profundă care pătează ego-ul, reducând sentimentul natural de valabilitate interioară al copilului.
Un copil are nevoie să posede acest sentiment de valabilitate personală și nu ar trebui să fie supus sau distrus. Este nevoie ca părinții sau profesorii să sublinieze foarte clar că și ceilalți oameni din lume au nevoile lor, drepturile lor la bunurile lor, dorința lor de pace și plăcere. Nimeni, nici măcar un copil sau un adult, nu are dreptul de a supăra o altă persoană pentru a-și obține propria satisfacție. Dacă un alt copil îl lovește și îl face să plângă, este firesc ca unitatea ego-ului să vrea să riposteze. El este programat să se apere împotriva celuilalt copil. Este necesar ca părinții și profesorii să atragă atenția că o răzbunare, în caz de conflict, nu face decât să agraveze situația, aducând mai multă durere fiecărui copil și, din acest motiv, răzbunarea este complet inutilă. Mai bine să râzi și să te întorci din drum, și decât să permită ca iritarea și durerea din minte să continue, mai bine să ducă problema la conștiința divină în rugăciune și să ceară ca durerea să fie îndepărtată din conștiința lui și să caute un mijloc de împăcare. Un copil ar trebui de asemenea să fie învățat să-și ia timp pentru a înțelege că și el și celălalt copil sunt în egală măsură copii născuți din momentul divin. Atunci când un copil este receptiv din punct de vedere spiritual și poate face o obișnuință din această procedură de recunoaștere a înrudirii sale spirituale cu ceilalți copii și cu toate ființele vii, precum și drepturilor celorlalți egale cu ale sale, el va fi primit cel mai mare dar spiritual posibil. În acest fel, este slăbit impulsul ego-ului prin aplicarea practică zilnică a iubirii inspiraționale, în timp ce eul centrat al copilului rămâne puternic și încrezător în sine. Copilul ar trebui să fie învățat beneficiile râsului, pe care le voi descrie și explica într-o scrisoare ulterioară. Prin urmare, este absolut necesară o învățătură pricepută și pătrunzătoare pentru a conduce copilul spre o apreciere a drepturilor celorlalți oameni, egale cu drepturile proprii. Aceasta este legea spirituală care ar trebui să domine acasă și în clasă. Orice altă lege după care să se judece circumstanțele este defectuoasă și lipsită de echilibru. Cea mai bună învățătură se va baza nu pe voința profesorului, atitudinea pentru că așa spun eu, ci pe o referire sistematică în orice împrejurare la iubirea fraternă și la drepturile egale ale celorlalți. În același timp, un copil nu trebuie îndoctrinat în sacrificiul de sine, deoarece același tip de grijă trebuie să fie voluntar și să se nască doar din percepțiile și obiectivele spirituale ale individului. Sacrificiul de sine se naște din iluminarea spirituală, dintr-un drum mai înalt de urmat, din negarea micului eu pentru a îndepărta barierele ego-ului care obstrucționează armonizarea cu universalitatea conștiinței divine. Adevăratul sacrificiu de sine luminat aduce o conștiință spirituală pe culmile bucuriei. Nu există niciun sentiment de pierdere sub nicio formă. Pentru a descrie mai bine realitatea sufletului și a ego-ului, vreau să vă împreunați mâinile cu vârfurile degetelor, atingând vârfurile degetelor celelalte mâini și încheieturile mâinilor una lângă alta, lăsând un spațiu între mâinile împreunate în formă de cupă. Mâinile voastre reprezintă cochilia conștiinței umane a unei persoane, ego-ul. Spațiul reprezintă corect sufletul născut din tatăl-mama conștiință-viață în momentul conceperii voastre. În timp ce pentru simțurile umane pare a fi nimic, este de fapt o ramificație a totului și a întregului din conștiința divină din care au luat formă toate lucrurile create. Mâinile tale cu spațiul dintre ele reprezintă eu. Mâinile tale, dreaptă și stângă,
reprezintă două forțe puternice ale impulsului magnetic al ego-ului. Ele reprezintă forțe de atracție, respingere, dar în același timp, pe bună dreptate, ele sunt reprezentarea fizică a energiilor fizice cunoscute de știință sub numele de magnetism, atracția și respingerea. Îndepărtați acum mâna dreaptă de cealaltă și vizualizați că folosiți această mână dreaptă pentru a obține ceea ce vă doriți de la viață. Ea reprezintă de asemenea ceea ce conștiința ta umană percepe ca fiind atitudinea de apucare față de viață. Acordă timp acestui exercițiu și realizează pe deplin că mâna ta dreaptă reprezintă atracția magnetică, legătura, atracția, gravitația evidentă în întreaga natură. Ea este sursa tuturor așteptărilor și dorințelor. Este impulsul magnetic care este întotdeauna îndreptat spre obținerea a ceea ce este necesar sau foarte dorit și plăcut în viață. Acest impuls magnetic este destinat spiritual pentru a fi direcționat spre scopuri constructive, a obține, a deține, a construi, a realiza. Dacă nu ar exista alți oameni sau ființe vii în lume, impulsul magnetic ar putea avea o influență deplină într-o personalitate și nu s-ar face niciun rău. Doar atunci când trebuie să se țină cont de alți oameni sau de ființele vii sau de persoanele și bunurile altor persoane, atunci impulsul magnetic necontrolat de a atrage, aspira, lega, ține, poseda, devine o boală a personalității. Dacă nu este echilibrat în mod egal cu nevoile tuturor celorlalte ființe vii, întoarceți mâna la locul ei inițial, în cupă cu mâna stângă. Acum trageți înapoi mâna stângă și vizualizați că această mână reprezintă impulsul magnetic de a respinge, îndepărta, pedepsi sau apăra de orice intruziune neautorizată asupra proprietății sau posesiunilor voastre sau de orice atac asupra caracterului, familiei sau muncii voastre. Această mână stângă reprezintă impulsul magnetic de respingere care este destinat spiritual să vă asigure intimitatea și să vă salveze viața. Este o armă legitimă atunci când este în joc supraviețuirea ta fizică sau emoțională, cu condiția să ții minte întotdeauna că fiecare acțiune a ta este o amprentă electromagnetică a activității atracție-respingere în conștiință care ricoșează și se exteriorizează în cele din urmă sub forma unui atac similar asupra sinelui. Neplăcerea poate fi o critică din partea părintelui, a profesorului, a angajatorului, iar cuvintele de autoapărare care vă vin în minte și vă sar din gură sunt cuvinte ale ego-ului, care exprimă autoapărarea, reprezentând impulsul magnetic de respingere și repulsie. Și așa cum cuvintele de atac ale ego-ului tău se transformă în discursuri furioase, la fel și ego-ul criticului tău este amenințat în mod similar și se ridică și în el sau ea, sub formă de cuvinte de autoapărare împotriva ta. Ceea ce ar fi putut începe ca o acțiune necesară și matură de a semnala o anumită eroare și un mod mai bun de a face, este frecvent văzut imediat de către un ego sensibil și egocentric ca un atac personal. Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment de creștere se transformă într-un moment de conflict, furie, eventual lacrimi, resentimente continue și ostilitate reciprocă. În astfel de moduri rapide, neașteptate și inutile, conflictul este generat în minte, exprimat în cuvinte, chiar și în acțiuni și perpetuat prin resentimente și ură. Amintiți-vă că fiecare activitate a minții, gândul mental și reacțiile emoționale de atracție și respingere sunt doar energii conștiente de creativitate. Aceste energii ale conștiinței nu creează doar formele de ricoșeu neplăcute, ci dezvoltă direcția caracterului și chiar afectează relațiile în general și mediul înconjurător și reduc vitalitatea corpului, conducând direct la o stare de rău fizic,
La infecții virale sau la boli pe termen lung, calea superioară, atunci când sunteți atacați de orice fel, o cale care are doar repercusiuni constructive, este să vă amintiți că puteți apela instantaneu la conștiința divină, din care veți atrage protecție instantanee în orice eventualitate. Dar acest lucru este posibil numai dacă puteți trece dincolo de impulsul magnetic de rezistență al ego-ului, în asigurarea perfectă că conștiința divină vă satisface orice nevoie. Acum, întoarceți mâna stângă în poziția inițială cu mâna dreaptă. Realizați că, pe parcursul acestui exercițiu, spațiul dintre mâinile voastre a rămas spațiu. Nu a fost implicat în nicio activitate a mâinilor. La fel se întâmplă și cu sufletul care ești. Atunci când ego-ul tău este ocupat la lucru, secundă de secundă, mereu și mereu în alertă pentru a-ți satisface nevoile și a te apăra de orice neplăcere. Conștiința divină a sufletului tău rămâne ascunsă, deși se află mereu în tine. Când eram pe pământ, le-am vorbit oamenilor despre împărăția cerurilor. Am spus că se află în interiorul vostru. Și așa este. Este sufletul vostru. Este refugiul de echilibru al conștiinței divine, care v-a dat ființa ca viitor bărbat sau femeie. Îmi doresc enorm de mult să pot să vă pun în minte o viziune amplă asupra sursei voastre de ființă, pentru a vă permite să percepeți puțin mai clar începuturile voastre, de unde ați venit. De asemenea, trebuie să înțelegeți în orice moment că atunci când spun un cuvânt de descriere a celui care este cu adevărat necunoscut, eu însumi mă aflu în cele mai înalte și infinitezimale frecvențe de vibrație, la marginea marelui echilibru universal, din care toate lucrurile și-au tras ființa și au luat forma lor. Dacă vă vorbesc despre un munte, vă va veni în minte o imagine, dar nu veți cunoaște imensitatea structurii sale, rezistența rocilor sale, prăpastile, vârfurile și peșterile sale, zăpada care îl acoperă în toate anotimpurile, cascadele care se revarsă din piscuri atunci când ghețarii săi se topesc. Pentru ca voi să vă faceți o idee despre măreția muntelui, ar trebui să descriu în detaliu fiecare colțișor al acestuia. Chiar și după cele mai amănunțite explicații verbale, tot nu ați avea decât imagini mentale imaginare pe care să vă bazați. Tot nu ați cunoaște muntele. Dacă vorbesc despre un uragan, vă pot aduce în minte copaci încovoiați la pământ, îndoiți de vânturile uriașe, ziduri care se prăbușesc, căpriori rupți, cărămizi și acopericiuri care zboară, geamuri sparte, mașini răsturnate, copaci mari dezrădăcinați, dar nu veți cunoaște niciodată forța și zgomotul acelui vânt, prăbușirea zidăriei care cade sau teroarea pe care o generează în inimile oamenilor care trebuie să o îndure, până când nu o veți trăi pe propria piele. La fel se întâmplă și atunci când încerc să vă descriu acel ceva care a dat naștere întregii creații. Puteți doar să intuiți, nu să știți. Puteți doar să credeți, să vă imaginați, dar nu puteți să știți. Abia după ce veți experimenta tot ceea ce am vorbit pentru voi înși vă, veți începe să vă faceți o idee despre ceea ce încerc să vă spun. Prin urmare, nimeni care citește scrisorile mele să nu se certe cu altul sau să nege adevărul a ceea ce vă învăț sau să-mi respingă cuvintele, pentru că vă spun cu adevărat că nu puteți cunoaște pe deplin ceea ce nu ați experimentat. Doar cei care mă vor urma în acceptare și credință în meditația zilnică, în curățarea conștiinței și în rugăciunea pasionată pentru iluminare, sunt cei care vor obține în cele din urmă viziuni din ce în ce mai profunde, apoi experiențe a ceea ce creația însăși poate accesa, conștiința divină.
conștiința universală și conștiința divină. Poate vă întrebați care este diferența între conștiința universală și conștiința divină. Conștiința universală este realitatea universală a spațiului, în care nimeni nu poate intra sau accesa, deoarece acesta se află într-o stare de echilibru și energie autonomă. Conștiința divină este reuniunea impulsurilor originare din conștiința universală, care au fost eliberate pentru a deveni atât activitatea, cât și substanța creației în momentul Big Bang-ului. Aceste impulsuri au fost divizate în mod exploziv și apoi s-au reunit într-o stare de constrângere reciprocă. De asemenea, ele au fost destinate să lucreze pentru totdeauna în domeniul creat, fie separat, manifestate ca energii, fie împreună, reținute în echilibru. Doar acest tărâm al conștiinței divine poate fi pătruns de știință. Poate că următorul paragraf va explica mai clar acest lucru. Conștiința universală este o întruchipare a impulsurilor universale. Impulsul de atracție și impulsul de respingere. Voința de a crea în constrângere reciprocă cu scopul de a se experimenta pe sine. Inteligența în constrângere reciprocă cu iubirea. Impulsul voinței inteligente în echilibru cu impulsul scopurilor de iubire. După ce v-am dat această descriere prin cuvinte de natura intelectuală a conștiinței universale, nu veți fi mai aproape de o apreciere a grandorii și măreției sublime a puterii, nici a frumuseții, bucuriei, armoniei, extazului conținute în culoare și sunet dincolo de dimensiunea voastră. Doar noi, cei care ne-am înălțat în frecvențele de vibrație ale conștiinței până la chiar portalurile sau marginile echilibrului conștiinței universale, suntem cei care experimentăm și putem radia extazul conștientizării de sine, a adevăratului potențial, fără a dori să-l împlinim, bucuria minunată a împlinirii personale, fără a ridica un deget. Folosesc acest ultim termen în mod metaforic, deoarece, deși îmi păstrez individualitatea, sunt activ doar în conștiință și nu mai sunt în niciun caz fizic și nu am mai fost de la ascensiunea mea spirituală continuă în alte dimensiuni, după moartea mea pe cruce. Poate că vă întrebați cum este posibil să avem impulsuri universale atât de enorme în cadrul unei stări de echilibru. Ele se află într-o stare de menținere egală și reciprocă. Impulsul iubirii, care leagă, hrănește, ține sub control voința creativă și activă. Nu pot explica acest fenomen decât în următorii termeni simpli. Dacă așezați palma unei mâini deasupra palmei celelalte, cu vârfurile degetelor fiecărei mâini atingând încheietura celelalte mâini, și apoi încercați să le separați, dar să le mențineți strâns lipite una de cealaltă, veți avea o idee despre semnificația echilibrului sau a reținerii reciproce. Mai mult, trebuie să vă dați seama că, deși mâinile voastre exprimă în aparență un fenomen fizic, ele sunt de fapt guvernate de și exprimă impulsuri care emană din creierul vostru. În plus, creierul vostru poate fi vehiculul de exprimare a unor idei conștiente, impulsuri, dar, de fapt, impulsul este realitatea oricărei mișcări de orice fel, nu creierul fizic, care este doar un instrument de exprimare a acestor impulsuri. V-am oferit doar o descriere mentală a conștiinței universale. Cum aș putea să vă descriu puterea latentă, splendoarea reverenței, extazul, bucuria radiantă, starea de mulțumire totală, de pace și armonie a ființei sale? Chiar dacă puteți contempla și realiza că, din această imensitate a conștiinței, întregul univers și-a tras viața și forma, nu puteți percepe mai mult de un electron din vasta, incomensurabilă realitate plină de bucurie a conștiinței universale.
Pentru a înțelege pe deplin natura creației, motivele pentru care ego-ul funcționează așa cum o face, de ce entitățile create simt impulsurile pe care le simt, trebuie înțeles că natura și calitatea conștiinței universale este bucuria radiantă, împlinirea, fericirea. Aceasta este ceea ce am numit împărăția cerurilor în voi, în sufletul vostru, în cele mai profunde adâncuri ale psihicului tău, care este intermediarul dintre strălucirea sufletului tău și eul din umbră al ego-ului. Să te întorci la această stare transcendentă de ființă glorioasă, frumoasă, fericită și armonioasă, este cea mai profundă dorință a sufletului tău. Este acest dor persistent, această amintire inconștientă născută a echilibrului și a păcii, a bucuriei și armoniei, care, prin intermediul psihicului, determină ego-ul să manipuleze mediul înconjurător în numele tău. Scopul său consecvent este de a vă readuce la starea originară primară de extaz glorios din care v-ați extras sufletul, ființa și forma. Ego-ul poate să vă aducă bucuria și plăcerea dorită doar prin intermediul celor două impulsuri magnetice emoționale, atracție, respingere, care sunt doar impulsuri materializate pentru a vă oferi individualitatea. Prin urmare, dorința înnăscută de a se reîntâlni cu sursa ființei este experimentată în parametrii electromagnetici ai gândirii și simțirii ca mai mult, mai mult, mai mult din ceea ce v-a oferit o senzație plăcută anterior. Mai mulți prieteni, mai multe case, mașini, haine și așa mai departe. De fiecare dată când mai mult a fost obținut, există o mică strălucire de satisfacție, poate o etalare în fața vecinilor pentru a spori fericirea, câștigând ceva în plus față de ei și o altă mică strălucire, apoi noutatea se stinge, noua posesie devine banală, simțurile sunt din nou în repaus, în echilibru, se instalează oboseala mentală, rutina devine monotonă și plictisitoare. Pentru a genera puțină viață, ego-ul găsește un alt scop de atins care să-i ofere emoții și plăcere. Astfel, viața este o goană nesfârșită după satisfacții personale de diferite tipuri, lăsând sufletul ascuns, flămând, nesatisfăcut, tânjind încă după ceva mai mult. Dar după ce anume tânjește eul meu cel mai profund, întrebi cu disperare. Atunci când o persoană ajunge să înțeleagă adevărata sursă a coliciunii și a dorinței interioare continue de mai mult din ceea ce mă făcea să mă simt bine înainte și începe să mediteze pentru a lua contact cu acela care l-a adus pe el sau ea în ființă, puțin din echilibrul divin se filtrează prin conștiința umană. Vidul începe să se retragă. Dacă, într-adevăr, o astfel de persoană prinde o privire adevărată asupra eternului și a adevăratului scop în viață, dorința de a avea mai multe bunuri va muri în cele din urmă de moarte naturală. Dorința de a avea mai multe posesiuni va fi înlocuită treptat cu o apreciere sinceră a ceea ce ai deja și cu un sentiment de mulțumire consecventă. Prin experiențele intervențiilor sau activității miraculoase ale conștiinței divine, în cadrul vieții de zi cu zi, conștiința umană este mult înălțată și învață că nevoile sale zilnice sunt satisfăcute în cel mai bun mod. Credința este sporită și bucuria îmbunătățită. Iată de ce v-am spus, nu am venit să vă învăț gândirea pozitivă pentru a atrage în orbita voastră lucrurile pe care le doriți și de care aveți nevoie. Am venit la voi în mod expres pentru a vă conduce înapoi în împărăția cerurilor. Cu toate acestea, nu numai în ce privește dorința de a avea mai multe bunuri pentru tine, sufletul tău este legat în lăcașul său secret. Ego-ul folosește, de asemenea, impulsul emoțional magnetic de respingere, repulsie,
Pentru a-ți asigura individualitatea, intimitatea și siguranța, acest impuls îmbracă numeroase forme menite să vă dea un sentiment de superioritate sau de elitism, sau să vă protejeze de persoanele pe care le considerați indezirabile sau care au un statut social mai mic decât al vostru. Acest impuls al ego-ului este practicat în mod continuu și a fost considerat perfect acceptabil chiar și de către biserici. Adevărul este că atunci când sufletul începe să dobândească un pic de control asupra impulsului egoist, acesta va mostra personalitatea umană pentru egoismul și exclusivismul său. El va îndemna psihicul spre adoptarea iubirii necondiționate și a credinței în universalitatea și unitatea tuturor oamenilor, indiferent cine ar fi aceștia. Poate că acum puteți înțelege mai ușor cum și de ce crearea individualității voastre prin intermediul ego-ului a format marea capsulă a impulsurilor fizice care a produs și a închis conștiința voastră umană, creând atât forma voastră fizică, cât și personalitatea voastră umană. Deoarece vă guvernează mintea și emoțiile, gândurile și sentimentele, vă împiedică să luați contact cu sursa vieții și cu sufletul vostru. Adevăratul tău scop în viață. Adevăratul tău scop în viață este să dobândești stăpânirea ego-ului tău, ajungând prin gânduri și sentimente la acela care simți că se află în spatele creației și cerând în mod constant iluminarea. Acesta este chiar primul pas pe care o persoană trebuie să-l facă spre acel moment glorios în care va intra în contact cu Divinul și apoi va înainta, prin intermediul unei curățări continue a impulsului ego-ului, spre reintrarea în acea stare cerească din care sufletul tău s-a născut și și-a luat individualitatea. Și cum a avut loc această creare a individualității? Așa cum am mai spus, conștiința universală a atins un punct culminant de constrângere reciprocă și a avut loc o explozie care a sfărâmat impulsul voinței creative din impulsul scopurilor iubitoare, care s-a separat și a devenit activ în cadrul creației, ca inteligența tatălui și iubirea mamei, văzute ca electricitate și magnetism, atracție și respingere. Viață, reunită în echilibru ca conștiința divină, viața. Prin urmare, departe de a fi materie solidă și imponderabilă, în realitate, lumea vizibilă este minte, activitate, care lucrează întotdeauna în conjuncție cu legătura emoțională magnetică, atragere și împingere, cunoscută și sub denumirea de atracție și respingere. Inteligența tatălui, electricitate fizică și dragostea mamei, atracția, respingerea, fizică magnetică împreună, au produs un copil, ego-ul. Acest impuls de individualitate s-a născut și a luat o formă invariabilă și consecventă în cadrul energiilor creației pentru a se asigura că diferitele forțe electrice exprimate ca protoni și electroni și restul bandei de particule descoperite cu entuziasm de către știință nu trebuie să zboare neîntrerupt într-o stare fără formă îndepărtată, ci trebuie să fie reținute și controlate de către impulsul magnetic de atracție și respingere, al iubirii mamei pentru a aduce forma manifestată. Știința ar putea contesta paragrafele de mai sus, deoarece s-a străduit mult să descrie diferitele procese de legătură, aplicând energii de legătură cu termeni și cuvinte diferite. Știința este binevenită să numească energiile de legare sau de atracție cu orice termen dorește, dar rămâne faptul că aceste energii au luat formă din marele și primordialul impuls al iubirii mamei, a cărei funcție de conștiință primară este de a da formă individualității.
Impulsul tatălui vieții inteligente dă impulsul electric creației. Impulsul atracție al scopului iubitor al mamei dă legătura pentru a reține impulsul electric și a-l aduce sub control în cadrul individualității. Impulsul respingere al scopului iubitor al mamei dă impulsul de repulsie, rejecție, pentru a asigura supraviețuirea individualității. Acesta este procesul de creație. Știința nu se poate apropia de creație decât în calitate de spectator. Deși ambasadorii săi sunt oameni și experimentează viața pe cont propriu, mintea umană nu poate decât să observe ceea ce a fost creat. Ea nu poate intra în procesele intime ale creației ascunse în materie și în cele mai elementare câmpuri de energie. Știința nu va putea niciodată să identifice cu precizie factorul motivator X care dă naștere energiilor ce controlează crearea formei individuale. Dar ceea ce are de spus știința în materie de creație nu are prea mare importanță pentru tine ca individ. Știința nu vă va schimba cu nimic stilul de viață, sănătatea, mediul înconjurător, sentimentele și realizările personale. Ceea ce trebuie să știți și ceea ce am venit în mod expres să vă spun este cum să scăpați de impulsul egoist posesiv protector dat de ego pentru a vă asigura individualitatea și supraviețuirea și de dorința voastră înăscută de a vă întoarce la bucuria și fericirea din care toată creația a luat viață. Acest lucru vă oferă motivul pentru care am venit inițial pe pământ și vin la voi în acest moment pentru a face ceva ce niciun om de știință nu va putea face vreodată pentru voi. Să vă ajut sufletul să iasă din limitele impulsului egoului vostru și să se angajeze într-un nou program de gândire, emoție, viață, care va exprima în mod direct viața tatălui mamă conștiință, insuflată în voi și în întreaga umanitate în momentul conceperii. Deoarece ego-ul însuși posedă impulsul electric al activității creativității și impulsurile magnetice emoționale ale atracției și respingerii, tot ceea ce se naște din impulsul ego-ului, prin gândurile, sentimentele și acțiunile sale, este încărcat cu viață electromagnetică fizică care va produce forme de viață replicate și se va materializa în cele din urmă, în viața ego-creatorului. Aceste forme create nu numai că se manifestă în cele din urmă sub formă de experiențe, dar perturbă și funcționarea proceselor fizice ale creatorului lor și sunt la originea unor neplăceri fizice sau a unor viruși sau boli. Prin urmare, este un mare motiv de bucurie atunci când sufletul iese din conștiința umană încapsulatoare a ego-ului, deoarece conștiința spirituală ascendentă va crea condițiile armonioase dătătoare de viață pe care le deține în conștiință. Dimpotrivă, este un motiv de tristețe când conștiința umană este scufundată în controlul ego-ului, producând tulburări, încercări și necazuri atât în experiențele de viață, cât și în condiția fizică în sine. Prin urmare, vă spun, dacă nu vă place lumea voastră, aveți în puterea voastră să vă schimbați condițiile de existență, chiar acolo unde vă aflați, dacă aveți credința și voința consecventă de a face acest lucru. Repet, sub o altă formă, pentru a vă capta atenția. Dacă veți continua la nivelul actual de funcționare și gândire umană, veți experimenta doar nivelul actual de existență umană. Veți fi constrânși să munciți din greu pentru un trai mizerabil, asaltați de numeroase probleme, cum ar fi sărăcia și sănătatea precară, dependențele, imobilizați de o frică prăpăstioasă și expuși la atacuri rău intenționate, de tot felul. Veți fi împovărați de condițiile actuale până când veți înțelege cum să le schimbați.
Aceasta este ocazia voastră de aur de a prelua controlul asupra vieții voastre ca niciodată până acum. Prin preluarea controlului asupra gândurilor și emoțiilor voastre, impulsurile voastre electrice și magnetice, schițele experiențelor voastre viitoare. Căci sunteți ca niște olari care aveți lut și care modelați zilnic oale și ustensile pentru uzul vostru. Conștiința este lutul, substanța cu care vă confecționați viețile și fiecare condiție care ține de ea. Voi, singuri, vă modelați viețile în formele pe care le experimentați. Prin gândurile voastre, vă puteți schimba viitorul personal dacă veți lua aminte la cuvintele mele, dacă veți înțelege adevăratele voastre origini, dacă veți crede în ele și dacă veți folosi aceste cunoștințe în rutina voastră zilnică. Vă puteți influența mediul înconjurător, casele, familiile, locul de muncă, oamenii cu care vă asociați și chiar plantele, animalele și clima. Tot ceea ce păstrați cu fermitate în minte se exteriorizează. Prin urmare, este crucial pentru dezvoltarea voastră spirituală și pentru dezvoltarea voastră umană personală să înțelegeți pe deplin tot ceea ce încerc să vă învăț. Nu vă gândiți că aceste scrisori care vă sunt prezentate sunt prea greu de înțeles și nu treceți apoi la o modalitate mai ușoară de a găsi fericirea. Credeți-mă, nu există o cale adevărată și mai ușoară de a găsi echilibrul și fericirea pe care le căutați, deoarece cuvintele mele descriu adevărul universal al existenței și al vieții, cu care vă construiți sau vă distrugeți viețile în prezent. În același timp, fiți siguri că nu veți putea niciodată să vă creați condiții noi până când nu veți descoperi de ce și cum ați creat în trecut condiții distructive și negative. Tot ceea ce experimentați în prezent, ați creat și pus în mișcare prin gânduri, cuvinte, acțiuni anterioare din trecut. Așadar, nu vă ofensați față de circumstanțele actuale, pentru că voi înși vă ați făcut tot ceea ce a fost cauza condițiilor voastre actuale. Fiți, așadar, sensibili, citiți aceste scrisori și dedicați-vă toată puterea și voința pentru a descoperi mijloacele pe care le-ați folosit, în ignoranța de odinioară, pentru a vă strica viața în vremurile trecute. Apoi, luați măsurile necesare pentru a vă curăța conștiința. S-ar putea să vă întrebați, de ce ar trebui să-mi curăț conștiința? Vă spun, voi nu ați plantat niciodată un câmp de porumb fără să băgați mai întâi plugul pentru a întoarce pământul și apoi utilajul pentru a face un sol cu textură fină și a împrăștia îngrășământul. În ignoranță, ați putea să plantați printre buruienile existente pe un sol cu bulgări, omițând îngrășământul, iar recolta ar fi slabă și împrăștiată. La fel se întâmplă și atunci când vă zbateți în gândurile voastre egocentrice pământești și trăiți în întregime în cunoștințele, puterea și voința voastră umană. Sunteți limitați în tot ceea ce faceți și, tot fără să știți, creați chiar circumstanțele care vor limita recolta eforturilor voastre. În momentul în care vă dați seama de unde ați venit cu adevărat, veți căuta puterea pe care vă puteți baza pentru a realiza fiecare lucru din viața voastră și veți lua măsuri urgente pentru a curăța buruienile. Purificând astfel solul conștiinței voastre, veți atrage puterea care va impregna și va prospera experiențele și activitățile voastre zilnice. Ați putea spune că puterea este îngrășământul vostru, dar acest lucru ar fi complet inexact și fals. Îngrășământul este o hrană chimică neanimată pentru plante, în timp ce puterea la care puteți apela prin meditația zilnică este viața care vă va revigora întreaga ființă, viața și chiar și plantele voastre, precum și cărămizile caselor și echipamentele,
cu mult peste ceea ce credeți în prezent. Oamenii care și-au dat întreaga voință pentru a trăi acest adevăr văd roadele de netăgăduit în viața lor, iar văzutul le sporește credința și determinarea. Astfel, ei intră într-un cerc al binecuvântării. Ei se miră că alți oameni pot rezista acestui adevăr și că aleg să rămână în afara armoniei spirituale și pământești în care este posibil să trăiască. Dacă ești pregătit să asculți, să meditezi și să reflectezi asupra paginilor următoare, vei începe să înțelegi ceea ce a fost ascuns încă de la începutul creației. Curățarea conștiinței. În timp ce faceți toată munca foarte necesară de curățare mentală emoțională, folosiți cuvintele mele din paginile precedente descrind pe Cel care v-a adus pe voi și întreaga lume în vizibil, pentru a construi o conștientizare și un contact cu puternica sa conștiință divină. Din acest contact vor ieși inspirația și puterea de a realiza mai rapid curățarea. Pe măsură ce curățarea are loc, veți experimenta o fericire și o împlinire regăsite în fiecare domeniu al vieții voastre. Veți primi, de asemenea, indicații inspirate în ceea ce privește viața de zi cu zi, fie în timpul meditației, fie ca o rază de lumină în mintea voastră atunci când sunteți liniștiți și vă gândiți la o chestiune banală. Dacă nu veți ignora sau respinge aceste indicații, ci le veți urma cu fidelitate și atenție, veți face primii pași pentru a deveni, în cele din urmă, un mare și de succes plantator și secerător de idei creative în mediul vostru. Tot ceea ce este legat de tine va înflori, va crește și va prospera. Totul va răspunde și vă va binecuvânta cu o noutate de viață. Dacă vă disciplinați să meditați zilnic cu devotament nebătut, veți începe în cele din urmă să simțiți un răspuns și un aflux al Celui care v-a făcut să fiți, iar cuvintele pe care le veți folosi vor căpăta un nou sens. Cuvintele vor fi impregnate de viața universală. Veți fi plin de încântare și vă veți bucura nespus de mult, pentru că atunci veți ști că puterea este reală și activă în mintea și viața voastră. Veți ajunge să vă bazați cu tot mai multă încredere pe puterea care începe să se manifeste în afacerile voastre. Veți dori să-i atrageți și pe alții în starea voastră de armonie binecuvântată, pentru că alți oameni vor fi conștienți de ea și vă vor întreba despre ea. Nu numai atât, veți experimenta un nou tip de iubire frățească și veți dori să împărtășiți ceea ce vă face fericiți cu alți oameni. Nu pot să subliniez îndeajuns acest adevăr, această nevoie de a medita, deoarece atât de mulți oameni renunță la căutarea și la autodisciplina ascultării zilnice înainte de a-și curăța pe deplin conștiința și de a ajunge la acea stare de purificare interioară atât de necesară pentru a intra în contact perfect cu conștiința universală, sursa ființei voastre. Când reușești să stabilești contactul, se întâmplă aparent miracole. Acesta este începutul în care puterea universală capătă formă și contur în sufletul, corpul, mintea, inima și circumstanțele tale. Vă spun sincer, puteți avea încredere deplină în cuvintele mele. Dacă perseverați, va veni un moment în care veți simți cu adevărat conectarea și veți ști că ați luat contact. Ați ajuns atunci la un moment extrem de crucial în dezvoltarea voastră spirituală umană. Timp de câteva ore, multe suflete se simt înălțate și bucuroase, dar apoi grijile zilnice le pătrund în minte și intelectualizează experiența. O explică în termeni umani. Nu faceți acest lucru,
pentru că veți pierde ceea ce vi s-a dat. Vă veți întârzia foarte mult progresul spiritual. Dacă citiți aceste cuvinte și vă este teamă să le credeți, sau credeți că sunt o prostie, sau simțiți că vă veți pierde prestigiul dacă le credeți, creați o formă creativă în conștiință care va anula orice răspuns constructiv pe care l-ați fi avut inițial la această scrisoare. Așa că vă spun, prețuiți momentele de credință, păstrați-vă momentele speciale de contact cu Cel care v-a adus la ființă, credeți în ele și păstrați-le bine în conștiința voastră și, treptat, veți avansa spre înălțimile conștiinței spirituale, spre o mare înțelegere și bucurie. Din nou vă spun, nu puneți aceste scrisori deoparte. Nu pot să subliniez îndeajuns de mult nevoia voastră de a vă gândi la ele, de a vă reaminti ceea ce au de spus. Dacă nu vă puteți aminti, atunci reveniți și citiți-le încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată, până când vor fi absorbite în conștiința voastră. Cu cât meditați mai mult la ele zilnic, cu atât se vor clarifica în mintea voastră și vor ajunge să aibă un înțeles tot mai mare pentru voi. În cele din urmă, veți descoperi că ele au fost ca o hrană și o băutură, întărindu-vă moralul și determinarea de a contribui la schimbarea condițiilor voastre actuale în cele de armonie, creștere extinsă, prosperitate și pace. O mare inspirație și bucurie va fi a voastră atunci când veți ajunge să realizați că imensitatea celui care v-a adus la existență este o putere extatică, radiantă, extatică și încântătoare, dincolo de capacitatea voastră actuală de a visa și de a vă imagina. Este realitatea. El, ea, este sursa ființei, sursa a tot ceea ce vedeți în lumea voastră naturală vie și în multe niveluri de existență, dincolo de cel pe care îl locuiți în prezent. Când veți primi din abundență conștiința divină în mintea voastră, în voi înșivă, în fiecare fațetă a existenței voastre, atunci veți începe să vedeți diferența enormă. Veți privi înapoi la momentele de stres și nefericire și veți vedea că, treptat, limitările vieții voastre vor fi cedat locul unei mai mari binecuvântări. Acesta devine un proces continuu în viața voastră. Fiți cu inima bună. Sunt cu adevărat eu, Hristos, care vă întind mâna vouă și lumii prin intermediul acestor scrisori. Doresc în mod deosebit să vă imprim în minte modul în care am făcut în mod deliberat afirmații în paginile anterioare pentru a vă ridica gândurile la un nivel mai înalt de conștiință, descriind beneficiile care pot fi obținute dacă lucrați pentru a vă înălța conștiința, eliberând-o de trăsăturile negative menționate la pagina 1. Vreau să vă dați seama pe deplin că am venit doar pentru a vă ajuta să vă eliberați de gândurile și emoțiile nedorite, conduse de ego, care vă controlează în prezent mintea. De asemenea, sunt aici în mod expres pentru a vă încuraja și ajuta, da, ajuta, să vă dezvoltați în mintea și inima voastră toate gândurile și emoțiile bazate pe iubire, care vă vor aduce în armonie cu conștiința divină. Este scopul meu cel mai urgent și mai iubitor să vă scot din nuanțele gri ale existenței în care locuiți în prezent la soarele iluminării spirituale care vă așteaptă atunci când ați cucerit impulsurile ego-ului, v-ați unificat cu sufletul vostru și cu tatăl, mama, viață, și v-ați mutat în armonia iubirii necondiționate pentru toți. Prin urmare, voi repeta lista de caracteristici negative de la începutul acestei scrisori 6. Vreau să le citiți cu atenție și să vă urmăriți propriile reacții și sentimente pe măsură ce le parcurgeți încet. Critica,
sarcasmul, judecata, respingerea, denigrarea, dușmânia, intoleranța, ura, gelozia, agresivitatea, impulsurile violente, hoția, minciunile, afacerile duble și viclene, calomnia. Cum începeți să scăpați de oricare dintre cele care știți că fac parte din conștiința voastră? Nu vă fie rușine să le înfruntați, deoarece sunteți o ființă umană și v-ați născut sub influența acestor caracteristici ale ego-ului. Așadar, nu vă fie prea frică și nu fiți prea abătuți să le înfruntați. Faceți primul pas în onestitate totală și scrieți-le. Al doilea pas este să luați foaia de hârtie, să vă întindeți și să o așezați pe piept. Închideți ochii și întindeți mâna în gând către realitatea divină, sursa voastră de ființă, care ar trebui să realizați acum că este procreatorul vostru iubitor, adevăratul vostru tată-mamă spirituală, care radiază fără încetare și în mod continuu și consecvent, iubirea părintească necondiționată. Acordă-ți timp pentru a-ți liniști mintea până când simți că te deplasezi dincolo de propria conștiință. Apoi, cereți cu credință perfectă și așteptați un răspuns imediat, deoarece operați în conștiință. Așteptați ajutor pentru a îndepărta, disolva, depăși respingerea falsă și inutilă, determinată de ego, în toate zilele care vor urma. Din punct de vedere emoțional, îi spuneți clar tatălui vostru spiritual sau realității divine și, prin urmare, vouă înșivă că nu mai vreți să aveți parte de aceste negativități ale ego-ului în conștiința voastră. Cereți inspirația și puterea de a depune toate eforturile pentru a le evita sau a le nega din acea zi încolo. Urmând acest curs de acțiune, creați o nouă formă de conștiință care începe acum să se infiltreze și să preia controlul asupra conștiinței voastre actuale. Intenția voastră devine acum realitatea voastră. Fostele caracteristici negative scrise pe bucata de hârtie și duse la tatăl tău spiritual se află acum într-un limbo al respingerii în conștiința ta. Această respingere conștientă este, de asemenea, mijlocul de a atrage puterea divină în conștiința ta pentru a te ajuta să-ți întărești hotărârea și amintirea, pentru a te debarasa de orice impulsuri care ar putea izbucni din caracteristicile respinse. Prin urmare, după cum probabil puteți vedea, renunțarea și meditația au pus în mișcare o muncă nevăzută în conștiință, de care probabil nu veți fi conștienți până când nu vă veți trezi mai târziu la faptul că acele caracteristici au dispărut. V-aș îndemna sincer să luați hârtia cu caracteristicile în meditație de mai multe ori. De fiecare dată când faceți acest lucru, atrageți în propria conștiință o nouă infuzie de putere a vieții tatălui-mama conștiință în scopul de a vă depăși și de a vă elibera conștiința de forme și forțe de conștiință nedorite. După ce au fost disolvate, ele nu vor mai atrage în circumstanțele voastre umbrele negative și nefericite care vă chinuiau înainte. Veți parcurge o cale mai înaltă spre libertate. Pe măsură ce progresați, veți ajunge să percepeți mici defecte de conștiință în mintea și inima voastră, care înainte nu păreau a fi greșite, iar când se întâmplă acest lucru, e necesar să treceți prin aceeași procedură de a le nota și de a le duce cu toată credința la tatăl vostru spiritual.
Acum, mai este un lucru pe care trebuie să-l faceți pentru a finaliza această reconstrucție a conștiinței voastre. În locul criticii, sarcasmului, judecății, respingerii, denigrării, dușmâniei, intoleranței, urii, geloziei, agresivității, impulsurilor violente, hoției, falsurilor, afacerilor duble și viclene, calomniilor, trebuie să scrieți pe o bucată de hârtie, cu litere de aur dacă este posibil, pentru a vă da un sentiment de frumusețe și strălucire despre atributele, calitățile de aur ale conștiinței divine de care doriți să fiți posedați și să le exprimați în viitor. Pentru a fi în perfectă armonie cu realitatea divină, Tatăl vostru spiritual, fiecare atribut va fi întemeiat pe iubirea necondiționată și va promova binele suprem al celorlalți, pentru că nu veți mai căuta să-i puneți pe alții la pământ pentru a vă simți mai mari și mai încrezători în voi înșivă. Întreaga voastră conștiință va fi îndreptată spre afirmarea celorlalți și spre construirea a tot ceea ce se află pe orbita voastră. Veți căuta să hrăniți, să îngrijiți, să învățați, să protejați, să întrețineți, să satisfaceți nevoile celorlalți și veți căuta să stabiliți cu iubire ordinea în acțiunile haotice și fără minte. După ce v-ați scris aspirațiile de aur pe foaia de hârtie, întindeți-vă din nou și, în mintea voastră, întindeți mâna către realitatea voastră divină și cereți ca impulsurile frumoase, natura divinității să se răspândească treptat în mintea și inima voastră și să devină propria voastră conștiință. Când acest lucru se va întâmpla, sufletul tău va fi ca un pui de găină care ciuculește și tot ciuculește, rupându-și coaja pentru a ieși în minunea lumii mari și minunate, pentru a se uni cu mama găină, care așteaptă cu răbdare ca puiul ei să-i se alăture din nou. Așa se întâmplă cu mine și cu toate celelalte suflete cristice. Așteptăm, privim și ajutăm oamenii care tânjesc să afle cauza goliciunilor sufletești, care își pun inima să transcendă ocupațiile pământești, a căror minte este atrasă de scopuri mai înalte în viață și care visează să ajungă în perfectă armonie cu propriul lor suflet și cu sursa lor divină de ființă. Noi tânjim cu dragoste după călătorii spirituali mai mult decât bănuiesc călătorii. Aceasta înseamnă că tânjim cu dragoste după voi, cei care citiți sau auziți această scrisoare. Când veți fi din nou uniți cu sursa ființei voastre, vă veți fi atins adevăratele scopuri pe pământ. Vă veți fi îndeplinit adevărata misiune în eternitate. Și acum să înceapă viața voastră reală. Veți fi intrat în împărăția cerurilor. Nu vă voi spune ce calități să scrieți pentru noua voastră conștiință. Acestea trebuie să iasă din percepțiile voastre actuale despre ce este mai înalt și mai bun. Studiați din nou natura divină a conștiinței divine, pe care am perceput-o atât de clar în deșert și pe care v-am descris-o în scrisoarea 1. Lăsați această natură divină să devină propria voastră natură. Vreau să știți că atunci când vă veți angaja în această călătorie cu sinceritate adevărată, voi fi alături de voi în orice eventualitate. Este dorința mea cea mai dragă ca tu să ajungi să știi că sunt cu tine și că îți trimit sprijin și putere în demersul tău de a deveni unificat cu realitatea ta divină. Despre creștinism. Sunt pe cale să vă vorbesc acum despre chestiuni mai mondene și, pe măsură ce citiți sau auziți paginile următoare, vreau să analizați ce se întâmplă cu starea voastră de spirit sau cu sentimentul de bunăstare. Acesta este încă un exercițiu de recunoaștere a ceea ce se întâmplă în conștiința voastră, pe măsură ce gândurile voastre se schimbă și folosiți un nou set de cuvinte.
Vă rugăm să ascultați cu mare atenție paginile următoare, indiferent dacă sunteți sau nu un creștin declarat, chiar dacă ați putea fi puternic tentat să le săriți. Scrieți-vă răspunsurile, ideile, sentimentele, în special orice schimbare a sentimentelor de depresie sau de plăcere. Acesta este un exercițiu extrem de important, deoarece, dacă nu îl faceți, veți continua să citiți despre conștiință la nesfârșit, dar nu veți ajunge niciodată la o înțelegere profundă a modului în care aceasta este energia de bază a existenței voastre, a materiei, a corpului și a mediului înconjurător, a evenimentelor din viața voastră, a stărilor voastre de spirit și a aspirațiilor voastre spirituale. Nu veți începe să vă dați seama că conștiința este totul și întregul în existența și experiența voastră, până când nu veți observa cum ideile și opiniile pot ridica sau coborî frecvențele de vibrație ale conștiinței voastre. Vreau să deveniți conștienți de cuvintele pe care le folosiți în viața de zi cu zi, de calitatea vieții pe care acestea o creează pentru voi și de impactul pe care îl au asupra celorlalți, fie că le ridică starea de spirit spre pace și bucurie, sau că îi lasă deprimați și epuizați. Mai mult, intenția mea sinceră este de a ajunge la aceia dintre voi care sunt în prezent adepți ai religiei creștine și care se luptă cu condiționările religioase din trecut sau din prezent, găsind astfel dificil să vă desprindeți percepțiile de dogmă pentru a vă putea mișca liber în cadrul frecvențelor mai fine de vibrații ale cunoașterii spirituale superioare. S-ar putea să vă fie teamă de condamnare dacă citiți sau auziți măcar aceste pagini și totuși ele au o putere de atracție pentru voi și simțiți intuitiv că citiți despre adevărul existenței de care nu ați fost învățați de către preoții voștri. Sunteți sfâșiat de nevoia imperioasă de a cunoaște adevărul și de teama de a nu-L nemulțumi pe Dumnezeu, indiferent de forma pe care o percepeți în prezent ca fiind El. Eu, Hristos, sunt foarte conștient de suferința pe care aceste scrisori o provoacă multor oameni sinceri și doresc cu ardoare să vă aduc, prin neliniștea voastră, la pacea perfectă a minții și la bucurie. Din acest motiv, este absolut necesar să analizez mai întâi credințele voastre actuale și originile doctrinelor bisericești înainte de a continua să vă învăț adevărul mai profund despre natura universală și despre natura omului însuși. Pentru a înțelege pe deplin originile doctrinei creștine, trebuie să călătoriți înapoi în timp până la începuturile iudaismului și să găsiți acolo raționalizările minții umane care se străduia să definească în cuvinte ceea ce era simțit intuitiv ca fiind o sursă probabilă a ființei. Aceia dintre voi care se străduiesc să se elibereze de miturile și credințele eronate din trecut, trebuie acum să perceapă clar pentru ei înșiși și să înțeleagă diferența fundamentală dintre credința bisericii și adevărul existenței pe care încerc să vi-l explic în prezent. Până când nu veți putea discerne în mod clar originea și forma convingerilor voastre actuale, nu veți putea să vă scuturați complet de iluziile condiționării voastre din trecut, din cadrul bisericii. Veți fi cu un picior în ambele tabere, o poziție periculoasă. Această stare de spirit va da naștere unui mare conflict mental și vă poate determina să abandonați căutarea și să vă întoarceți la vechile forme religioase confortabile și sigure din punct de vedere emoțional, care nu vă conduc nicăieri. Așadar, rămâneți în claritate și nu vă lăsați intimidați de amenințările cu nemulțumirea lui Dumnezeu și cu probabila condamnare. Originile credinței într-o divinitate superindividuală. Prin urmare, vom începe cu o descriere a originilor credinței în Dumnezeu, un nume care a însemnat multe lucruri diferite pentru omenire.
Această credință a început atunci când vechii evrei umblau pe câmpiile deșertice și se întrebau despre originile creației. Își imaginau că, într-un fel, sursa creației trebuie să fie cu siguranță un zeu om supra-uman, invizibil și mult transcendent pentru pământ și pentru specia umană. Unii dintre profeții antici erau conștienți în mod mistic de faptul că sursa creației era difuză și prezentă, într-un fel, în întreaga creație și că se afla de asemenea în dimensiunea eternă, dar acest misticism nu era disponibil pentru mintea umană medie. Trebuie să înțelegeți de asemenea că, în ciuda realității aparente actuale în mințile voastre a unui astfel de Dumnezeu din lecturile voastre din Biblie, nimeni nu a întrezărit vreodată un astfel de om-zeu supra-uman sub nicio formă, cu excepția, poate, a lui Moise, care a pretins că l-a văzut într-un tufiș aprins și s-a descris pe sine însuși ca fiind Eu sunt cel ce sunt. Tot ceea ce oamenii au știut despre un astfel de Dumnezeu supra-uman a fost derivat din citirea descrierilor colorate ale lui Dumnezeu, făcute de profeți în timpul șederilor pe pământ. Este un semn distinctiv al cât de iluzorii sunt credințele religioase, faptul că religioșii se întorc doar la antici pentru adevărul lor, deoarece nu pot crede că Dumnezeu este cu adevărat real, etern, și la fel de capabil să vorbească cu oamenii din zilele noastre. Pastorii voștri sunt îngroziți de orice credință care nu se contopește cu cele vechi. Ei nu iau niciodată în considerare, sau le este teamă să ia în considerare, că poate cunoașterea spirituală în cadrul dimensiunii terestre este evolutivă. Vreau să vedeți că o țesătură de credințe, un amestec de raționalizări și credințe a fost pus la cale pentru a crea o plasă de securitate mentală-emoțională cu care să prindă în capcană mințile și inimile oamenilor. Tot ceea ce oamenii sunt învățați în credința creștină se bazează pe emoții și emană din zvonuri derivate din primele rapoarte despre viața și moartea mea pe pământ. Cu toate acestea, acestea sunt crezute cu fanatism. Creștinii sunt învățați că Dumnezeu este iubire și Dumnezeu este conștient de păcatul tău și pedepsește, disciplinează, răsplătește pe cei care fac binele și trimite nenorociri celor care fac răul. Aceasta este o descriere exactă a activității și conștiinței umane. Creștinii sunt învățați că eu, Hristos, în persoana lui Isus, am murit pentru păcatele lumii. Eu am fost mielul neprihănit al lui Dumnezeu sacrificat pentru a plăti prețul pentru păcatele oamenilor. M-am sacrificat în mod suprem pentru a realiza această ciudată faptă de plată a păcatului de-a lungul veacurilor. Am intrat din nou în trupul meu după moartea mea prin răstignire și am apărut de multe ori în trup pentru a-i mângâia și a învăța pe discipolii mei îndurerați. Am mâncat chiar și mâncare în timpul apariției mele în fața lor. După 40 de zile, m-am înălțat departe de ochii discipolilor mei, luându-mi trupul în ceruri. Așa cum am întrebat în scrisoarea 3, ce aș fi făcut cu un trup uman în cer, în viața de dincolo? Pentru că am spus la ultima mea cină cu ucenicii mei că ar trebui să-și amintească de ultima mea masă cu ei, frângând pâinea și dându-și-o unul altuia, și ar trebui să bea fiecare din același pahar de vin și să-și amintească faptul că trupul meu a fost răstignit și sângele meu vărsat pentru a le aduce adevărul ființei, acest incident a fost convertit în credința bizară că, cu pompă și ceremonie la altar, trupul meu a fost transferat în ostii pe care cei care se împărtășesc ar trebui să le înghită cu tot respectul cuvenit. Trupul meu? La ce ar fi folosit trupul meu, spiritualizat sau nu, pentru participanții la împărtășenie? Vedeți cum mintea poate fi condiționată să accepte un nonsens ilogic care poate rezista aproape 2000 de ani pentru că a fost susținut de o mare ierarhie de papi, cardinali care trăiesc în palate, cu averi imense și susținuți în pompa pământească și în circumstanțe prestigioase de ceremonie. Vreau să știți adevărul despre acea noapte fatidică,
ceea ce voi numiți cina cea de taină. Deși este dureros să fac acest lucru, de dragul unei mai mari clarități, m-am coborât în frecvențele de vibrație ale conștiinței, chiar în amintirea conștientă a gândurilor și sentimentelor mele, în timpul ultimei mele mese cu discipolii mei. Deși eram un om puternic, iluminat și sigur că aveam un destin de împlinit pe care nu-l puteam evita și nici nu voiam să-l evit, eram de asemenea profund îndurerat când am început masa noastră, servirea Paștelui. Ucenicii mei îmi fuseseră prieteni și îmi fuseseră alături în timpul unor circumstanțe dificile. Eram trist că îi părăsesc și mă temeam pentru bunăstarea lor. Ce se va întâmpla cu ei când se vor găsi singuri, fără îndrumarea și protecția mea? Se bazaseră pe mine mai mult decât își închipuiau. Mi-am amintit de anii în care i-am învățat pe oameni. Am simțit un profund sentiment de ironie când mi-am amintit de întoarcerea mea din deșert, murdar și neîngrijit, dar literalmente stăpânit de grija mea plină de bucurie pentru semenii mei și intens entuziasmat de faptul că acum puteam să le pun picioarele pe calea cea bună, să le implantez în minte adevărul despre existență, să le arăt cum să-și învingă temerile, boala, sărăcia, mizeria. Aveam să cuceresc lumea, dar cât de diferit se dovedise totul, mâine urma să fiu atârnat pe o cruce. Era adevărat, totuși, obținusem multe succese. M-am gândit la cazurile de vindecare și la bucuria oamenilor de a-L accepta pe Tatăl iubitor. Puteam să înțeleg de ce marele preot și consiliul mă urau. În loc de frică, pedeapsă și sacrificii de animale, eu le adusesem oamenilor realitatea Tatălui iubitor, dovedind-o prin vindecarea cazurilor terminale. Mi-am readus atenția la discipulii mei care vorbeau între ei în timp ce mâncau. Ei încă nu erau conștienți de provocarea care mă aștepta, răstignirea mea. Deși îi avertizasem în repetate rânduri, ei refuzau să accepte cuvintele mele ca fiind adevărate. Ei credeau că mă speriasem de marele preot și se întrebau de ce. Mă mai scosesem din situația amenințătoare și înainte. Așa cum se obișnuia la Paște, ei vorbeau despre circumstanțele care au înconjurat evadarea israeliților din Egipt. Ioan, care era foarte imaginativ, le făcea o relatare plină de culoare în care Moise îi chema pe israeliți și le spunea că, în sfârșit, vor părăsi Egiptul și vor scăpa de viața lor de sclavie pentru a fi liberi în deșert. Din acest motiv, Moise a poruncit capului fiecărei familii să ucidă un miel nepătat și, cu o mână de ierburi, să dea cu sângele acestuia pe stâlpii ușilor locuinței lor. Moise a spus că îngerii vor veni noaptea și vor zbura prin Egipt ucigând primii născuți ai tuturor egiptenilor și vitelor, lăsând doar primii născuți ai israeliților care vor fi salvați de sângele de pe stâlpii ușilor lor. În timp ce îi ascultam și le vedeam zâmbetele și semnele de recunoaștere a acestei întâmplări minunate, mi-am dat seama cu un fior de angoasă cât de puțin înțelegeau cu adevărat descrierea pe care le-o făcusem despre Tatăl Ceresc. Am auzit cuvintele lui Ioan referitoare la sânge, 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 sângele mielului nepătat, sângele de pe stâlpii ușilor, sângele copiilor și al animalelor egiptene. Ca întotdeauna m-am minunat de preocuparea evreiască veche de secole pentru sânge și mi-am amintit pe scurt că Avram a fost chiar pregătit să-și sacrifice singurul fiu, intenționând să îl sacrifice și să-l ofere ca jertfă pentru că a crezut că Dumnezeu i-a spus să facă acest lucru. M-am gândit apoi la sacrificiile zilnice de animale din templu. Pentru mine, întregul concept de vărsare de sânge ca modalitate de a plăti pentru păcat era o monstruozitate absolută. Dar am rămas tăcut și nu m-am certat cu ei. Mi-am dat seama că mințile lor erau pline de aceste tradiții, la fel de solide și durabile ca piatra. Aceasta era ultima noastră masă împreună, ultima noastră cină la aceeași masă. Trebuia să fie un moment de pace între noi și o despărțire plină de dragoste.
deosebit de important pentru discipolii mei, deoarece Paștele era un eveniment atât de sacru pentru mințile lor evreiești, iar eu trebuia să accept acest lucru în spiritul iubirii și al înțelegerii. Anterior, nu sărbătorisem Paștele, deoarece tradiția mă dezgusta. Preferam să mă duc în liniște pe dealuri pentru a medita, lăsându-i pe discipolii mei să mănânce Paștele cu familiile lor. Datorită atitudinilor mele anterioare, ei nu s-au mirat de tăcerea mea actuală. Acum, stăteam pe jumătate întins, pe jumătate așezat, incapabil să mă relaxez așa cum o făceam de obicei, încordat, frământat, plin de compasiune și căldură față de discipolii mei, dar pe jumătate supărat pe ei. Mă întrebam cum aș putea să le las acestor discipoli confuzi și somnolenți un semn eficient de aducere aminte, un ritual care să le readucă în mințile lor dezorientate tot ceea ce încercasem să-i învăț. Am vrut să-i scutur din sanguinitatea lor. În timp ce ascultam vorbind despre Moise și despre diversele sale activități miraculoase, mi-am dat seama că dacă erau atât de preocupați de sânge, atunci sângele voi da și eu, ca să-și amintească de mine. M-am aplecat peste masă, am luat o pâine, am rupt-o în mai multe bucăți și am spus destul de aspru: eu sunt ca mielul vostru de Paște. Împărțiți-o, luați partea voastră, mâncați și faceți asta în amintirea mea, care v-am adus singurul adevăr adevărat pe care lumea l-a auzit vreodată. Fie ca această pâine să fie un simbol al trupului meu care urmează să fie frânt pe cruce. S-a oprit din vorbit și s-a holbat la mine. Haideți, mâncați, le-am spus. Ca într-un vis, au luat în liniște puțină pâine și au împărțit-o, mestecând puțin din ea. Apoi am luat paharul mare de vin și le-am spus să bea din el și să-l dea mai departe. Acest vin este un simbol al sângelui meu. Am venit să vă dau adevărul, adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre viață. Dar am fost respins. Sângele meu va curge pentru voi. Din nou, în tăcere, au băut din cupă și au dat următorului. Fețele lor erau încordate, dar nu au spus nimic. Era evident că toți au fost scuduiți de cuvintele mele și nu le-au plăcut. Știam că lui Iuda i se dăduseră bani pentru a mă indica soldaților preotului șef la momentul potrivit. Știam, de asemenea, că noaptea Paștelui urma să fie noaptea aceea. I-am spus lui Iuda: du-te repede și fă ce ai de făcut. Iuda s-a uitat la mine o clipă lungă și am văzut durerea și indecizia din ochii lui. Avea îndoieli, dar venise vremea mea și voiam să termin cu asta. Du-te, am spus aspru. Iuda s-a ridicat și a ieșit din cameră. Ucenicii erau uimiți de felul în care vorbisem și au întrebat ce avea de gând să facă. Se va duce la marele preot ca să-i spună unde să mă găsească. Mă vor răstigni, așa cum v-am spus. M-am uitat la diferitele expresii de pe fețele lor, îndoială, șoc, groază, cu un grad de cinism dureros. Apoi a fost o revărsare de întrebări pline de resentimente. Ce se va întâmpla cu ei? Își părăsiseră casa și familia pentru mine. Ar fi pierdut o viață de libertate și siguranță dacă aș fi fost răstignit ca un infractor de drept comun. Am spus că urmau să mă abandoneze. Au negat cu vehemență un asemenea lucru, dar au făcut-o. Eram prea obosit ca să mă cert cu ei, iar eu devenisem atât de puternic, atât de sigur de faptul că Tatăl era înăuntrul meu și cu mine în orice moment, încât îmi puteam permite să le iert lipsa de loialitate. Și la finalul a toate acestea, aș fi fost eliberat din corpul meu și aș fi putut să mă înalț în tărâmurile de lumină pe care le simțisem atât de des, dar pe care nu le văzusem niciodată pe deplin cu viziunea pământească. Era un gând care mi-aducea un confort profund și un sentiment fericit de așteptare, așa că le-am zâmbit și le-am spus: este bine că ați făcut ceea ce v-am cerut în comemorarea mea și a morții mele care urmează să vină.
Continuați să frângeți pâinea și să beți vinul împreună, amintindu-vă că v-am iubit întotdeauna și că vă rămâne cu voi în spirit până când vă veți alătura mie acolo unde voi pleca. Nu vă temeți, veți fi ghidați, veți fi inspirați, veți fi făcuți puternici și veți vorbi cu voci clare, limpezi. Singurul meu avertisment este acesta. În viitor, multe din ceea ce v-am învățat vor fi uitate. Multe din cele pe care vi le-am spus vor fi raționalizate de gândirea umană sau distorsionate de miturile umane. Apoi a fost panică și o clamare. Cum se va întâmpla asta? Am zâmbit și mi-am ridicat mâinile. V-am spus ce se va întâmpla în viitorul îndepărtat. Între timp, fiți credincioși la tot ce v-am învățat și nu vă îndoiți de niciun cuvânt pe care l-am spus. Apoi a venit timpul să mergem în grădina măslinilor, locul unde soldații marelui preot mă vor căuta. Ucenicii mei doreau să pună mai multe întrebări, dar acum ajunsesem la sfârșitul discursului meu cu oamenii. Voiam doar să mă pregătesc în liniște totală pentru calvarul meu, trecând în spirit la o stare de armonizare și comunicare sigură și consecventă cu Tatăl. Ne-am îndreptat spre grădină și eu m-am retras la stânca mea preferată. La adăpost de vânt, m-am așezat și mi-am tras mantia în jurul meu. Închizând ochii, am simțit cum, treptat, mă aflu într-o mare liniște interioară a spiritului și într-o tăcere puternică. Apoi, puterea însăși a coborât și m-a cuprins și mi-a stăpânit mintea și inima. M-a umplut cu o iubire atât de supremă încât am știut că sunt susținut și sprijinit în iubire și că pot să-mi păstrez iubirea pentru toți, indiferent ce mi s-ar întâmpla. Asta era tot ceea ce conta acum, când venise ceasul meu. Acesta este adevărul din spatele frângerii pâinii și a băutului vinului în comemorarea mea, a vieții mele și a învățăturilor mele. Și, după cum știți voi, cei care citiți această scrisoare, tot ceea ce mi-a dat Tatăl să știu în ultima mea noapte pe pământ s-a împlinit. Pentru că am vorbit despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Biserica a decis la Consiliul de la Nicea că trebuie să mă fi referit la trei persoane într-unul. În consecință, oamenii se roagă la Tatăl pentru a cere beneficii, imploră Duhul Sfânt să instruiască spiritual și se roagă la Fiul să îi salveze de păcatele lor. Puteți începe să realizați cât de pământești și concepute omenește sunt aceste credințe? Puteți vedea, de asemenea, cât de bazate pe emoții sunt ele? Din cauza sentimentalismului și a promisiunii unei călătorii gratuite în rai pe urmele Mântuitorului, credințele au devenit o structură religioasă concepută omenește pentru a consacra un imperiu al bisericii în cadrul unor imperii pământești, Roma, Austria, Spania. Ele au fost pretextul pentru tortură în masă și moarte prin ardere și execuție a dizidenților. Ele au inspirat războaie între națiuni. Dar percepția spirituală și creativitatea care decurg din unele dintre credințe au contribuit, de asemenea, mult la existența din ultimele două milenii. Aceste credințe au fost motivele pentru construirea de catedrale și biserici, mănăstiri și schituri, oferind oamenilor un scop stabil, capacitatea de a-și exprima talentele artistice și au oferit locuri de muncă pentru cei mai puțin talentați. Credințele au direcționat, de asemenea, conștiința a milioane de oameni către tărâmurile superioare ale gândirii frumoase și ale iubirii. Ele au fost chiar impulsul din spatele misticismului și iluminării, atunci când sufletele spirituale au ajuns să vadă realitatea ascunsă anterior de credințe. În timp ce acest lucru se întâmpla, credințele au creat, de asemenea, condițiile pentru dezvoltarea unor niveluri de superioritate religioasă și a unei grandori și bogății incomensurabile. Acestea sunt edificii ale impulsurilor egoului, concepute și create de oameni și, prin urmare, sunt, din punct de vedere spiritual, complet false.
adevărul cu privire la păcat. De asemenea, trebuie înțeles că, de-a lungul secolelor, oamenii au perceput că anumite fațete ale comportamentului uman erau în detrimentul bunăstării celorlalți. Ei au fost martori la crime, la furtul soției și al bunurilor altuia, provocând multă durere și suferință în comunitate, făcând viața dificilă și, uneori, intolerabilă. S-a ajuns la concluzia că, cu siguranță, acest comportament trebuie să fie contrar voinței a ceea ce ei numeau Dumnezeu. Ei au dat acestui comportament numele de păcat și l-au numit rău. În cele din urmă, profeții lor au ajuns la concluzia că un astfel de comportament aberant trebuie să emane de la o forță malefică opusă lui Dumnezeu și au numit-o Satana. Ei s-au amenințat și s-au pedepsit unii pe alții, crezând că păcatele sunt rele și că Dumnezeul lor îi va pedepsi pe oameni pentru greșelile lor, unii împotriva altora. Acest comportament este practicat până în ziua de azi în biserici. Pastorii și preoții încearcă să controleze oamenii prin frică. Conceptul de păcat împotriva lui Jehova, Creatorul etern și infinit de puternic, a fost o metodă inteligentă și puternică de a controla alți oameni. Credințele bisericii sunt o parodie tragică a tot ceea ce am încercat să învăț pe oamenii din Palestina. Moise a consacrat pentru prima dată credința în păcat și pedeapsă sub forma celor 10 porunci. Moise a spus că acestea i-au fost date de Dumnezeu și că, dacă israeliții le încălcau, ar fi trebuit să sufere pedeapsa. În unele cazuri, aceasta însemna moartea prin ucidere cu pietre. Ei au fost învățați că, încălcând legile, israeliții ar fi păcătuit împotriva Dumnezeului lor. Adevărul exact este că Moise s-a dus pe munte pentru a se ruga pentru un mijloc prin care se controleze pe israeliții indisciplinați. Ca răspuns la această rugăciune, cele 10 porunci au fost date în mod inspirat pentru a-l ajuta în sarcina sa de a-i aduce pe israeliți în siguranță în timpul șederilor în deșert, cu un grad cât mai mic de tulburare. Religioșii sunt fericiți să accepte și să creadă din toată inima într-un Dumnezeu care se presupune că l-a instruit pe Moise să se angajeze în proceduri agresive și masacre atunci când a cucerit țara promisă. Un pământ frumos și productiv a fost luat cu cruzime de la oameni care munceau din greu și care au fost uciși cu miile. Acest lucru a fost considerat drept un lucru corect de făcut, deoarece Dumnezeu le promisese un pământ frumos în care să se stabilească. Până în prezent, religioșii cred că, din moment ce Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, trebuie să fie Dumnezeu cel care a decretat vărsarea de sânge care a urmat. Există multe descrieri oribile similare ale războiului și vărsării de sânge în Biblia voastră, considerate permise, drepte și corecte, pentru că se credea că Dumnezeu îi instruise să meargă la război împotriva neamurilor. Oare nu vedeți în istoria evreilor impulsul egoului galopant în care chiar și Dumnezeu este folosit pentru a-i scuti de vină? În momentele de mândrie de sine, a devenit permis și echitabil să ignore cele 10 porunci și să adere la masacre în masă. Ei credeau că nu era vorba de niciun păcat, deoarece uciderea fusese ordonată de Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Nu înțelegeți, de asemenea, de ce a fost necesar să mănăsc în Palestina pentru a trăi printre evrei? În efortul de a ajuta să vadă că toate credințele și practicile lor tradiționale erau contrare naturii însăși a conștiinței divine, care le-a dat cu adevărat ființa? De atunci, de-a lungul secolelor, oamenii s-au luptat cu conceptul de păcat și mulți oameni sinceri s-au întristat în legătură cu modul în care îl jignesc pe Dumnezeu și își cer iertare. Cu mult timp în urmă, ei au sacrificat animale fără număr în templul din Ierusalim pentru a-L liniști pe Dumnezeu și pentru a spera să scape de efectele păcatului lor. De atunci s-au scris nenumărate cărți pe această temă, exprimându-se durerea și groaza față de starea sufletelor oamenilor, căutând modalități de a-și schimba comportamentul, bătându-se cu biciul pentru a-și tortura carnea și a o face să plătească pentru greșelile sale în gânduri,
cuvinte și fapte, iar multe dintre aceste cărți au fost aplaudate de creștinii din întreaga Europa și adăpostite în arhivele instituțiilor religioase. Ele îi leagă pe oameni de personajul meu milenar de Isus, predicând salvarea omului de pedeapsa pentru păcatele sale prin moartea mea pe cruce. Așa cum am explicat în altă parte, aceste credințe sunt fizic imposibile și contrare faptelor creației. Nici o plată nu este extrasă pentru păcat de către vreo zeitate superioară. Acesta este un concept în întregime uman și păgân. Orice vărsare de sânge, indiferent de descriere, în scopul unor ritualuri religioase, este păgână. Biserica creștină le-a prezentat adepților săi nimic mai puțin decât o versiune glorificată a păgânismului. Atunci când oamenii fac pe alții nefericiți în orice fel, ei își creează propria lor viitoare întoarcere, nu ca o răzbunare, ci ca o activitate conștientă de creație. Prin urmare, este urgent ca aceste credințe în păcat și în mântuirea prin moartea mea pe cruce să fie combătute cu tărie și înlocuite cu înțelegerea spirituală care vă este dată în aceste scrisori. Înainte de a părăsi acest subiect al doctrinelor religioase, vreau să precizez că unii căutători spirituali din cadrul bisericii creștine, de-a lungul veacurilor, și-au purificat suficient de mult conștiința pentru a deveni puternic conștienți de puterea pe care au numit-o Dumnezeu și au ajuns să recunoască faptul că sursa ființei nu este așa cum o învață biserica. Dar numai câțiva oameni au fost suficient de evoluați spiritual pentru a depăși parametrii credințelor religioase și a simți pe deplin afluxul de putere, deoarece marea majoritate a oamenilor nu pot concepe adevărul decât în cadrul unei terminologii pământești. Eu, Hristos, trebuie să vă spun că până în acest moment, niciunul dintre toți sfinții nu a întrezărit măcar realitatea creației și adevărul din spatele comportamentului uman, așa cum vi-l prezint acum. A venit cu siguranță momentul în care trebuie să vi se spună acum adevărul cu privire la păcat și la comportamentul uman și la ceea ce oamenii fac în prezent lumii și lor înșiși, cu condiția să fie abandonat complet miturile milenare ale doctrinei religioase și să fiți în prezent dornici, receptivi și bucuroși să vă deschideți complet inimile la realitățile existenței. Dacă nu sunteți niciunul dintre aceste lucruri, atunci ceea ce am de spus nu va avea niciun sens pentru voi. Credeți-mă, nu puteți amesteca vechile voastre credințe religioase cu adevărul existenței. Dacă încercați să faceți acest lucru, puteți fi sigur că nu vedeți adevărul, ci doar propria voastră adaptare a ceea ce credeți că ați obținut din aceste pagini. Dacă continuați căutarea adevărului existenței, dar rămâneți într-o stare de convingere divizată, s-ar putea să continuați căutarea cu un mare cost pentru voi înșivă, sfâșiat de indecizie, teamă și o incapacitate continuă de a percepe adevăratul sens al noii învățături. Percepțiile voastre în curs de dezvoltare vor fi parțial întunecate de mesaje care provin din vechile condiționări ale minții voastre conștiente și subconștiente. Poate că nu vă dați seama de enormitatea unei astfel de probleme în acest moment, dar este o problemă imensă, deoarece convingerile voastre profunde actuale sunt adevărul vostru actual pe baza căruia vă construiți viața de zi cu zi. Ele sunt realitatea voastră. Convingerile voastre și credințele pe care le aveți cu tărie pot fi complet iluzorii, dar dacă credeți pe deplin în ele, în subconștientul vostru, ele devin absolut reale pentru voi. Oricât de atrăgătoare ar fi pentru atenția voastră orice idee nouă care vă contrazice convingerile, conștiința voastră va fi scindată și vă va produce un disconfort enorm, chiar angoasă. Nu uitați,
Conștiința voastră este țesătura din care vă faceți viața. Această țesătură a conștiinței este baza fiecărui răspuns al vostru la fiecare lucru care se întâmplă în viața voastră mentală, emoțională și fizică. Conștiința voastră este realitatea voastră. Această afirmație poate fi exprimată în două moduri, ambele reprezentând adevărul existenței voastre. Conștiința ta îți creează realitatea, indiferent de faptele concrete ale vieții tale pământești. Atunci când oamenii credeau că pământul este plat, le era teamă să se aventureze prea departe pe ocean, de teamă ca nu cumva vasul să nu cadă în prăpastie. Oamenii care credeau într-un pământ plat trăiau în conformitate cu această credință. Când Galileu a spus că pământul este rotund, a fost considerat eretic, dar percepția sa despre rotunjimea pământului le-a permis marinarilor să privească lumea cu alți ochi și să pornească la drum pentru a descoperi ce se află de cealaltă parte a oceanului. Pentru ca acest lucru să fie posibil, a fost nevoie de o schimbare a credinței lor. Vă aflați într-o poziție similară în ce privește aceste scrisori. Acei oameni care le desconsideră și le ridiculizează sunt asemenea celor care credeau într-un pământ plat și se temeau să nu cadă în prăpastie dacă navigau prea mult spre vest sau spre est față de mediul lor cunoscut. Orizonturile lor sunt grav limitate de credințele lor false. La fel și orizonturile acelor oameni care cred că lumea este solidă sunt, de asemenea, sever limitate. Zi după zi, ei se plâng și se întristează din cauza nenorocirilor care s-au abătut asupra lumii, crezând că nu există scăpare de ele. Dar oamenii care pot înțelege și întâmpina adevărul conștiinței pe care le oferă în prezent lumii, sunt asemenea celor care au perceput că se poate călători pe oceane fără limite în toate direcțiile, cu condiția să aibă voința de a porni într-o astfel de călătorie. Prin urmare, starea voastră de conștiință este cel mai important considerent în viața voastră. Nu relațiile, posesiunile sau poziția voastră în viață. Aveți grijă de conștiința voastră și binecuvântarea în toate aspectele vieții voastre va urma. Prin conștiința voastră vă hrăniți cu iubire și armonie interioară, bucurie și frumusețe, chiar și pe străzile lăturalnice ale unei mahalale. Cu astfel de conștiință vă veți vedea mutați de pe străzile mahalale într-un mediu în concordanță cu sinele vostru interior. La fel urcați și voi din circumstanțele neplăcute. Din cele de mai sus, ar trebui să puteți vedea acum că numai voi creați calitatea lumii voastre interioare, indiferent dacă vă aflați în exterior, într-o închisoare sau la comanda unei nave de luptă. Iar tu poți să-ți îmbunătățești mediul înconjurător, radiind către acesta forța de viață care îți animă gândirea. Și, din nou, conștiința ta este realitatea ta, nu soțul sau soția, copiii, casa, grădina, bunurile, calificările, locul de muncă, prietenii, căci, indiferent de locul pe care oamenii și bunurile tale îl ocupă în conștiința ta, bun sau rău, acest loc este doar percepția ta personală asupra lor. Realitatea acestor oameni nu este cu adevărat cunoscută de nimeni. Nimeni nu are acces la bunătatea născută ascunsă într-un caracter aparent negativ. La fel, nimeni nu poate bănui impulsurile și dorințele ascunse ale unei ființe umane aparent plăcute. Viața voastră exterioară nu face decât să se răsfrângă asupra conștiinței voastre. Ea nu creează, nu poate crea sau determina răspunsurile voastre conștiente. Voi sunteți creatorul răspunsurilor voastre. Tipul tău de creație depinde în întregime de cele mai profunde percepții și credințe ale tale cu privire la existență. Mai mult, puteți în orice moment să alegeți să vă desființați treptat lumea interioară din trecut,
pentru a crea un regat interior mai armonios, cu iubire, vitalitate și bucurie în creștere, deși obiectele exterioare, oameni sau bunuri, rămân aceleași. Puterea spirituală a țesăturii conștiinței tale va fi radiată în exterior și absorbită de oamenii, plantele, cărămizile și mortarul clădirii din imediata ta apropiere. Vor exista schimbări și îmbunătățiri certe în tot ceea ce intră în orbita voastră. Este destinul tău în această viață să ajungi la această realizare deplină și completă. Când o veți face, veți pune piciorul pe calea stăpânirii de sine și apoi veți avansa treptat spre a deveni un adevărat stăpân al lumii conștiinței voastre umane, întrepătrunse și asistate de conștiința divină. Eu, Hristos, vă încredințez această scrisoare. V-am pus în deplină cunoștință de cauză cu privire la unele dintre faptele importante ale creației care vă vor permite să transcendeți ego-ul, gardianul individualității voastre și să vă întoarceți la universalitatea ființei din care ați venit cu adevărat. Aveți în mâinile voastre mijloacele prin care puteți trece la iubire necondiționată, bucurie și împlinire personală. Amintiți-vă că am spus că tânjesc după progresul călătorului spiritual. Pe măsură ce vă deplasați pe calea pe care v-am trasat-o, vor exista momente de confirmare a faptului că sunt într-adevăr cu voi în călătoria voastră. Le vei vedea, păstrează-ți credința în ele. În orice moment, vă susțin în iubirea divină, căci eu sunt iubirea divină în acțiune. Credeți acest lucru și găsiți odihnă în conștiința mea care vă învăluie. Din iubire și pentru ca cea mai înaltă formă și expresie a iubirii să înflorească în voi și în afara voastră și să învăluie complet planeta Pământ. Cu drag, cu drag, recunoștință și un sens de împlinire și scop. Continuă să luminezi în felul tău.